Yo, ce favoriți? Și bine v-am găsit la un nou episod cu GTA 5 în care vom încerca două mituri super tari. Hai să nu mai stăm la vorbă, să-i dăm drum. Bun, primul mit spune că dacă vom merge în locația asta, vom găsi o mașină tunată. Hai să mergem să vedem. Eu sper că mitul ăsta să fie adevărat, pentru că în mitul al doilea chiar vom avea nevoie de o mașină rapidă și puternică, să zic așa. Hai, iată, ajungem. Bun, dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să lăsați un like și subscribe, pentru că mă ajută enorm de mult. Și poate că tu, cel care te uiți, te întrebi de ce să mă abonez la tine, ce câștig eu dacă mă abonez la tine. Păi, dacă îți plac jocurile, ăsta e un canal potrivit la care să te uiți. Deci, așa că dacă te-am convins, abonează-te. Adică nu e obligator. Dacă îți place ceea ce fac, tocmai. Ia. Da, băieți, mitul e adevărat. Uai, ce mașină. Băieți, mitul e adevărat. Hai să ne urcăm în ea. Mamă, ce băi, cât de fain e. Bun, deci primul mit e adevărat. Revenim cu al doilea. Nu. Băi, ce? Nu cred așa ceva. Nu știu, e adevărat, dar s-a întâmplat. Bun, băieți, al doilea mit spune că e imposibil să ajungi în celălalt capăt al hărții cu mașina asta pe timp de noapte. Deci noi, practic, va trebui să ajungem aici. Bun, hai să-i dăm drumul. E ora 21. Bine că am găsit mașina asta, e important. Că fără mașina asta nu puteam să facem nicio altă de aici. Da, probabil video clipul ăsta o să pun pe o viteză mai mare, că o să dureze până o să ajungem. Deci, vă las cu vizionat, băieți.
câte vedeți, am ajuns la capătul hărții și este ora 1:11, deci mitul ăsta este fals. Poți ajunge cu mașina asta pe timp de noapte în celălalt capăt al hărții. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să lăsați un like și un subscribe. Eu am fost Raulito, vă pup!